În primul rând, mascara, un creion Kohl, indiferent orice culoare poți, așa, un anti-charcon, o pudră și un ruj. Pentru că cu rujul poți să-ți faci și blush, poți să-ți faci și machiajul ochilor și să-l folosești pe post de far de ochi și buze și absolut tot. Ruj roșu, mascara și un blush. O bază hidratantă, un fond de ten, concealer, mascara și un lip gloss sau un produs de hidratare pentru buze. În primul rând, pentru ca un machiaj să fie bine realizat, avem nevoie de o bază foarte bună, dar asta intră cumva la îngrijire. Iar apoi corectorul, mi se pare esențial pentru orice femeie, fiecare are câte ceva de acoperit. Așa, poate să acoperim niște goluri de la sprâncene sau să le pieptănăm, să le dăm un refresh, mai bine zis. Mascara, o umbră ușoară la nivelul pomeților și poate un balsam de buze. Demachiant, cremă, rimel, balsam și fond de ten. Rutina corectă sau o rutină sănătoasă de îngrijire a tenului este una relativ simplă. Bine, ea poate fi complicată, însă totul depinde de cât de addicted ești pentru acest lucru. Un ten radiant, un ten luminos, glowy, nu înseamnă acea cantitate imensă de fond de ten aplicată pe față și acele urme metalice de highlighter lăsate pe pomeți, unde nu mai identifici pomete, față, forme și așa. Se pierde din vedere, de fapt, aspectul sănătos al tenului. Și din punctul meu de vedere, totul pleacă de la stilul de îngrijire a tenului și anume stilul de curățare a tenului. Pentru că dacă nu cureți tenul exact cum trebuie, de acolo pornesc toate problemele. Și de multe ori se omit anumite etape în curățarea tenului. De exemplu, eu aș recomanda două produse de curățare a tenului. În primul rând aș începe cu un ulei demachiant și apoi cu orice soi de detergent de față, fie spumă de față, fie nu știu, un gel de față, clătit foarte bine și după aceea neapărat aplicat o loțiune tonică. Pentru că aici loțiunea tonică are un rol important de a echilibra pH-ul pielii și pregătește pielea practic pentru etapele de hidratare a ei. Și nu aș spune nu unui serum foarte bun de hidratare, bineînțeles apoi cu o cremă adecvată tipului de ten în primul rând și ideal ar fi să se folosească o cremă de seară și o cremă de dimineață, de zi. Aș neglija în niciun fel zona de sub ochi, unde clar trebuie abordată un alt tip de cremă și anume o cremă specială pentru zona ochilor. De asemenea, aș opta și pentru niște măști de față, nu știu, 3 măști pe săptămână. Un aspect de care de multe ori se uită este acel gomaj care trebuie făcut. Aș recomanda de maxim 2 ori pe săptămână un gomaj la nivelul feței. Asta va ajuta clar să ușureze pielea și să o ajute să se regenereze după o zi plină de stres, muncă, factori nocivi din atmosferă. Cred că e foarte important, în primul rând, să ne alegem produsele în funcție de vârsta pe care o avem și niciodată, dacă avem undeva la 20 de ani, să nu încercăm să ne întoarcem în rutină mult prea multe produse sau care nu sunt potrivite pentru tenul nostru sau invers, dacă avem un ten matur, să spunem, ok, doar o cremă hidratantă o să-mi ajungă. E important să avem produse specifice pentru fiecare decadă și cred că lucrul esențial, poate cel mai important lucru, este să ne demachiem. Dacă nu și dimineața, măcar seara, de toate impuritățile și de machiaj, de aici ar trebui să înceapă totul, curățenia tenului. Evident că pe lângă se pot adăuga un scrub o dată pe săptămână ca să îndepărtăm celulele moarte de pe ten sau o mască facială la fel o dată pe săptămână, dar curățarea tenului este super importantă. Iar dacă îl cureți și dai jos și uleiurile care îl protejează în mod normal, e foarte important să readuci hidratarea și să închizi, de fapt, porii cu o cremă, cu un ulei, cu ceva. Demachiere, tonifiere,
hidratare. În momentul în care aplicăm dimineața, la rutina de îngrijire de dimineață, aplicăm o cremă hidratantă nefilmogenă, ușoară, care pătrunde în profunzime, iar seara, după o zi întreagă, chiar dacă nu am aplicat machiaj, chiar dacă considerăm că tenul este curat, avem nevoie, tocmai datorită radicalilor liberi, prafului, poluării, avem nevoie să repetăm procesul de îngrijire prin demachiere, tonifiere și aplicare de data aceasta unei creme de noapte cu îngrijire îndelungată pe parcursul acelor 8 ore de somn. Păi, în primul rând, demachierea dimineața și seara mi se par esențiale. Nu este de ajuns, și țin să precizez treaba asta, că nu este de ajuns să te demachiezi doar seara sau doar dimineața. Nu, este important să ne demachiem și dimineața și seara. Este important să ne și hidratăm la nivelul ochilor, cât și a feței și a buzelor. Să nu uităm niciodată de gât și de decolteu, și astea sunt niște lucruri importante pe care femeile câteodată le omit. Și alt lucru important pentru mine și ca un sfat este să nu mai folosim apa de la robinet pentru a ne demachia. Există ape termale cu care ne putem spăla sau pur și simplu există și altfel de apă în cantități mai mari pe care le folosim și este o soluție mai economică. Trebuie să ne demachiem seara, să nu ne culcăm cu machiaj pe față, să ne curățăm tenul foarte bine, să îl hidratăm foarte bine, folosim și un toner, dar să nu fie prea mulți pași, să spunem, curățare și hidratare. Hidratare dimineața, seara, atât pe ten cât și pe corp. Cel puțin primul ce-mi vine în cap, bineînțeles, este primul Crăciunul. Și deși pare clișeistic așa un pic acele buze roșii de Crăciun, chiar le văd foarte binevenite în acest sezon. Însă aș păstra un machiaj foarte minimalist, în sensul că aș crea un ten foarte natural, radiant, strălucitor, cu o tușă satinată, ușor discretă de ivoar sau piersică sau un roze la ochi și mascara din plin, adică aș pune volum, aș da volum genelor și aș pune buzele în evidență. Bineînțeles, cu acel ten radiant, glow, clar, vor contrasta foarte, foarte bine. În sensul că nu e nevoie de foarte multe elemente să scoți trăsăturile în evidență. E bine să știi cum să te joci și pe ce să mizezi. Așa că pentru Crăciun aș miza pe buze. Pentru Revelion, deci aș miza pe ochi mai degrabă și aș merge pe texturi metalizate, glitter, nebunie, pentru că este exact acea bucurie că s-a terminat anul și vine un alt an, plin de speranțe, plin de obiective și așteptări. Personal prefer machiajele naturale, machiajele care nu schimbă, nu te transformă, nu-ți schimbă fizionomia. Prefer acele machiaje non-machiaje și da, pentru sărbători, ne gândim la puritate, ne gândim la un ten curat, ne gândim la iarnă, ne gândim la un ten lucios, la un ten îmbujorat. Și da, aș adăuga un accent, fie pe buze, fie la machiajul ochilor. La buze aș adăuga culori foarte vii de corai, de portocaliu, de roșu. Iar dacă ar fi să pun accentul pe ochi, aș merge pe pigmenti și nuanțe ușor satinate, ușor sidefate, totuși să dea această notă de festiv. Eu nu prea sunt adepta regulilor, adică pentru Crăciun se poartă X și pentru Revelion se poartă Y. Pur și simplu cred că e foarte important să fim conectați la sinele nostru și să ne dăm seama ce ne reprezintă cel mai tare. E variabil, în funcție de cum ne simțim în ziua respectivă. Din punctul meu de vedere, e important să nu ne punem niște parametri, să ne încadrăm în ei, cum ar veni, am o rochie neagră și vreau să îmi propun să-mi fac un small case. Poți să te trezești în ziua respectivă și să te simți foarte sexy și să vrei să ai niște buze roșii.
Consider că trebuie cumva să ne mulăm după personalitate, după starea noastră din ziua respectivă, după locul unde mergem, cu cine mergem, cum vrem să petrecem, dar cred că mood-ul de fapt e cel mai important. Tot din punctul meu de vedere, de Crăciun, de Revelion, putem pune accent și pe ochi și pe buze. Putem pune clasicul ruj roșu, că este, cred că rămâne, fiind clasic, rămâne tot timpul în trend, îl putem purta. Roșu pe buze, ochii frumos conturați, rimel, față clean, curată, fresh, în opinia mea, îmi place tenul foarte hidratat, fără pudră, foarte light, de sănătate. Să știi că toate sunt corecte. Totul, diferența o face efectul pe care vrei să-l obții. De exemplu, pentru machiajul de zi cu zi, clar, până și eu îl aplic cu degetul și mi se pare foarte ok și corect, pentru că produsul preia din temperatura corpului și devine mai fluid și clar penetrează mai bine suprafața tenului și intră mai bine și conferă exact efectul cel mai natural. Într-adevăr, nu acoperă, dar îți uniformizează tenul și îți redă o versiune a sa naturală un pic îmbunătățită. Cu pensula la fel este foarte ok, foarte corect. De multe ori folosesc atunci când fac un machiaj pe un chip și efectul este unul mediu de acoperire. Practic, diferența o face efectul de acoperire până la urmă a produsului. Și burețelul are efectul cel mai mare de acoperire. Așa că te poți juca în funcție de timpul pe care l-ai la dispoziție și în funcție de ce efect îți dorești. Un aspect important, în schimb, atunci când se folosește acel burețel, e foarte important să-l umezești înainte. Pentru că în felul acesta vei ajuta produsul să intre cu adevărat în piele și nu în burețelul în sine. El fiind deja umezit, nu va absorbi foarte mult din produsul aplicat pe față, și anume a fondului de ten. Preferatul meu este buretele de machiaj, pe care îl ud neapărat înainte și îl storc foarte bine, pentru că îmi place cât de uniform aplică. Degetele, not so much, pensulele nu mai spun, sunt doar câteva pensule pe care le prefer, dar mă rog, e prea lungă discuția. Cred că buretele de machiaj e varianta cea mai bună și cea mai simplă. Întotdeauna o variantă rezistentă și foarte bună și chiar preferata mea este pensula în combinație cu burețelul pentru machiaj. Pensulă și degete.